Bună ziua, dragilor! Astăzi suntem în 5 septembrie. A venit băiatul cu roii și m-a rugat să-i marchez mărcile și să le mai punem câte o bucată de turtă. Încă mai au puiet și am zis că să fac un filmuleț, să vedem ce mai e. Să vă arăt și dumneavoastră ce mai e prin roișorii mei. Deci au avut o jumătate de turtă, a consumat-o toată. De acum tratamentul ăsta nu mai e valabil, că a început să usuce. Aici am după diafragmă o ramă care mai are un pic de miere. Asta e foarte bună de pus la primăvară lângă puiet, tomat, ca să o în ea. Așa cu mierea aia care o are. Dar să vedem ce este aici. Aici foarte puțină miere. O să o dau și pe asta după diafragmă. Oricum, el are ramele astea, dar nu iernează. Va ierna, cred că în 5 rame. Nu în așa de multe, dar acum le-am lăsat. Că a fost foarte cald. Ia uitați, și asta e fără mâncare. În schimb, are un pic de polen aici. O să vii și mai aproape să vezi dacă are un pic de polen acolo. O lăsăm lângă puiet aici până cât mai este puiet. După care o să intervenim cu rame bune cu mâncare, dacă este vreo unul care nu avem din ce face organiza cuibul. Da, ia uitați, asta e plină, ia uite și matca aici. Încerc să o marchez. Dă mai aproape un pic. Da, s-a dus pe partea aia altă. O venit înapoi, ia uitați-o. Gata. Am să o las, o pun pe aia care n-are păstură mai încoace. Să punem înapoi. Eu m-am obișnuit așa să marchez mărcile. Nu folosesc dispozitive. Ca să vedem ce puiet mai au. Vino mai aproape, nu? Are aici un petec de puiet, dar mâncare puțină pentru stupul ăsta. Și aici mai are un petec de puiet. V-am zis, ăsta va ierna probabil în 5 rame, dacă nu o să aibă rame. Nu o să aibă albină suficientă pentru 5, o să-i mai dăm o ramă cu albină din alt stup pe care îi voi desființa. Am și stup care îi desfințez. Și aici are puiet. Aici ai totul larvar uat până aici, până în mărgini. Prea mult la timpul ăsta. E prea mult. Aici la fel, dacă se poate vedea că este larvar. Deci ăsta are mâncare puțină. Dar am găsit și cu mâncare foarte multă dintre ei și atunci îi vom echilibra. Îi luăm de la unul, dăm la altul și
Aici o ramă care are un pic de polen. Deja nu mai. Deci pe alea trei rame a fost puiet. Aici un pic de polen iarăși, dar puțin. În momentul când o să restrângem, atunci aici un pic, dar mâncare tot puțin. Pe toate ramele, hai că asta ar merge. Are un pic de mâncare, asta e bună pentru una de margine. Da, cam așa trec prin roie domnului Vasile. Care vă spuneam eu că asta le luați după diafragma aici, poate mai trage. Vă spuneam eu că și-a luat asta primăvară 20, acum mai vrea 10. Că ea 20 nu i-a luat de la mine, i-a luat în primăvară familiei. Și a văzut la mine cum i-a plăcut cum au lucrat, cum am format roi, a fost aici de față, a văzut. Acum nopțile sunt reci, le pun folia peste tot, nu mai las. Nopțile sunt 12 grade, 13 grade. Nu le mai las o fantă la folie. Da. Cam asta am vrut să vă arăt. Deci punem totuși, mai punem încă câte o jumătate de turtă și cu asta cred că încheiem pe anul ăsta. Da, dacă vrei să spui două vorbe, no, atunci când o merge la tine. Da, când acolo o să faceți o filmare dumneavoastră. Când o muta roii ăștia în stup, în stupii aia noi, da. Atunci o să mai facem o filmare. O să te las pe tine să-i muți. Da. Și am să filmez eu. Da. Bine. Da. Mulțumesc de vizionare. Vă doresc sănătate și să dea Dumnezeu să fie bine. Să fie iarnă, să putem trece ușor peste. Doamne ajută și numai de bine.